Alți bani, altă distracție pentru proprietarii apartamentelor care au montate repartitoare la calorifere. În acest an li se va consuma bateria care a avut o durată de funcționare de 10 ani, iar aceste calorimetre trebuie schimbate. Această baterie nu se poate schimba și să rămână repartitorul vechi? Costurile de schimbare a, a bateriei pe, pe repartitoarele cele existente sunt mai mari decât înlocuirea efectivă a repartitorului. Firmele care se ocupă cu repartitoarele de căldură vin deja cu oferte pentru cei care acceptă să cumpere altele noi acum. La ora actuală cine dorește să și le schimbe este de 780 de lei. În cazul când se termină această baterie pentru funcționarea acestui calorimetru, va fi mai scump, va fi în jur de 1.200.000 la iarnă. O veste bună pentru cei care au ajuns să urască aceste calorimetre instalate în urmă cu un deceniu ar fi faptul că nu sunt obligați să-și mai instaleze altele noi după ce prezentele devin nefuncționale. Dacă nu vrem să le schimbăm, putem să rămânem în continuare cu cele care le avem, și aceste calorimetre, la un moment dat, o să se termine durata de funcționare. În momentul când se termină, cetățeanul va fi pus la paușal. Deci nu îi se va mai putea calcula căldura în funcție de ce a consumat. Noua generație de calorimetre permite citirea acestora de la distanță, fără ca proprietarul să mai fie deranjat. Totodată, acestea au elemente de siguranță mult mai bine puse la punct.